Gheorghe Dinca a fost scos din închisoare în această dimineață și adus în fața magistraților. La această oră se decide dacă mașina cu care Dinca le-a răpit pe Alexandra și pe Luiza va fi scoasă la licitație. Se cere pentru ea doar puțin peste 1000 de lei, însă avocații au făcut contestație pe motiv că astfel s-ar putea distruge probe. Loredana Chimoiu vine chiar acum cu mai multe informații. Loredana, ce se întâmplă la această oră, ce ai aflat și cum e posibil să fie pusă chiar în discuție vânzarea acestei mașini când ar putea să aducă probe importante în acest dosar? Bună dimineața, așa este, Ana, asta spun avocații familiei Melencu, cei care de altfel au și contestat această licitație. Vorbim de scoaterea la licitație, punerea în vânzare a două autoturisme care aparțin lui Gheorghe Dincă, mașina cu care știm bine că le-a răpit pe Alexandra și Luiza, dar și dubița albă care se afla în curtea lui Gheorghe Dincă în momentul în care acesta a fost prins. Prima mașină este scoasă la vânzare cu un preț cu începere de la 1.033 de lei, iar cea de-a doua cu 5.017 lei. Avocatul familiei Melencu spune că este extrem de ciudat că în acest moment aceste mașini sunt scoase la vânzare, mai ales că vorbim despre un proces care nici măcar nu a început, nu există o sentință definitivă, mai mult decât atât, nici nu știm dacă acest proces va începe. Știm bine că în acest moment cazul se află la Curtea de Apel Craiova, magistrații de acolo vor decide dacă dosarul se va judeca aici la Olt sau va pleca înapoi pe masa procurorilor. Ei bine, avocata familiei Melencu mai susține un lucru, este extrem de ciudat că mașina cu care Luiza și Alexandra au fost răpite este în acest moment nefuncțională. Nimeni nu înțelege de ce s-a ajuns aici. Loredana Chimoiu, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Vorbim acum cu Sorin Ovidiu Bălan, jurnalist de investigație, în legătură directă cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua. Foarte punctual, vreau să vă întreb cum e posibil să fie o mașină scoasă la licitație, iată, când ea ar putea da semnale și dovezi foarte importante în acest dosar. Așa cum a fost posibil să stea în poarta lui Dincă până când fata aia a dispărut de acolo, așa cum a fost posibil să nu pună la dosar. Cine dispune scoaterea la vânzare? Adică în ce condiții această mașină a ajuns, iată, pe piață? Statul. Cu indiferent că s-ar numi parchet, instanță, ANAF, statul. Ce probe ar putea fi decisive, domnule Bălan, în această situație? Pentru că e mașina cu care se presupune că au fost transportate cele două fete. Nu se presupune. Este cert mașina. Avem imaginile de pe camerele de, de supraveghere, așa este. Nu numai, sunt și probe materiale, s-au găsit obiecte ale fetelor în mașină și s-au indicat probe ADN. Deci este cert că această mașină a fost folosită la comiterea infracțiunii. Credeți că, de asemenea, sau știți dacă a fost protejată această mașină tocmai pentru că ea ar putea conține în continuare probe, da, sau a stat într-un loc, da, ferit, a putut fi, nu știu, s-au putut face analize acolo, a putut intra oricine sau a fost pusă deoparte? Ea a fost, ca orice corp de lic, a fost pusă foarte bine de către poliția română și păstrată foarte bine, astfel încât i-au dispărut scaunele, bancheta din spate, cum înțeles că și o ușa mai nou. Înțeleg. Deci au păzit tocmai că nu a fost, tocmai că nu a fost protejată. Probabil. Pentru că ar putea fi probe importante acolo. Vreau să vă rog să rămâneți. Sunt în continuare. Vreau să vă rog să rămâneți alături de noi pentru că avem iarăși o informație importantă.